la vârsta de 6 ani a început pe partea profesională, pentru că eu de când sunt mic, tata mă punea în cart să mă dau, dar pe parte profesională, cu curse, la 6 ani. Tata și bunicul sunt din pramura aceasta și probabil de aici și pasiunea asta, adică când stai toată ziua printre mașini și printre motoare, n-ai cum să te îndrăgostești și tu. Ce făceai tu la 6 ani? Mergeam la școală și mă dădeam cu kartul. Eram, participam în campionatele școlare de karting și nu mai mi-aduc aminte chiar foarte multe din perioada aia pentru că eram mic, dar din moment ce încă am continuat, bănuiesc că mi-a plăcut. La 7 ani am mers în campionatul național de karting și la 8 ani am trecut la mașini în campionatul național de viteză în custom. Am mers în Ungaria să mă uit la o etapă de rallycross și mi-a plăcut, am vorbit cu oamenii de acolo și au zis că momentan sunt prea mic, aveam 9 ani. Dar de la 10 am pot să particip și așa am ajuns eu să fiu cel mai tânăr pilot licențiat FIA pe automobilism.